În acest moment, când a avut loc această rectificare la nivel central, ar trebui să existe una la nivel local, adică la finanțele publice județene și, potrivit acestor cereri, ar trebui să se ia de la cei care au un surplus și a se redirecționa către cei nu au. Cei care nu au. Acest lucru îl așteptăm. Acestea au fost discuțiile purtate și în cursul zilei de ieri cu conducerea finanțelor publice. Deocamdată nu transmit un mesaj de neliniște pentru lucrătorii noștri, pentru că ne așteptăm să se producă aceste lucruri. Dar, ca să fim mai siguri, astăzi am avut discuție cu toți directorii din subordine, nu numai cu cei din sănătate, și li s-a spus la toți că să-și facă analiza cu bani la ultimul leu. Cei care au mai mulți bani repartizați vor fi retrași și vor fi puși în coșul acesta comun.